Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Invitatul meu din această după-amiază este domnul Doru Brătulescu, administratorul Briant Turism, dar și prietenul nostru al campusului. Bună seara, domnule Brătulescu, și bine ați revenit! Să rămână, bună seara, bine v-am regăsit pe tine, colegii tăi și toți buzoienii care se uită la noi și nu numai. Domnul Brătulescu, vă spuneam înainte de începutul emisiunii că aveți o replică devenită deja celebră, care mie îmi place foarte, foarte mult. Eu o să o adaptez un pic în această seară. Replica noastră este: și-au făcut căși peste căși și deasupra alte căși. Iar perioada prin care noi trecem este o criză peste altă criză și deasupra altă criză. Ce facem? Cum ne descurcăm? Ce înseamnă pentru România tot ce se întâmplă în jurul nostru? Am scăpat sau n-am scăpat de COVID? Sau s-a terminat așa subit? Intrăm într-o criză a războiului? Nu intrăm? De boli nu o să scăpăm niciodată. Dar problema e alta. Că vezi, noi suntem, vorbeam de criza asta sau de ce spui tu, dacă ne uităm peste gard, pentru unii și pentru majoritatea țărilor, asta e o chestie de vreo 2-3 ani, de când a început pandemia și chestia cu războiul din Ucraina. Dar la noi treaba e cam de vreo 32 de ani. Deja a devenit malignă. Deja e o treabă serioasă. Da, dar avantajul e că noi ne-am obișnuit cu ea. Nu știu cât de mult ne-am obișnuit noi cu ea. Probabil că noi ăștia care am mai rămas aici, că afară sunt peste 10 milioane. Și atunci aia de afară probabil s-au adaptat condițiilor de acolo. Noi încercăm să ne adaptăm condițiilor de aici, dar nu prea avem cum, că vezi tu, acum s-a desființat cerșitul la noi și au apărut hoții care fură orice cu legi date pentru așa ceva. Deci se fură la vedere, degeaba ies, care mai ies pe acolo, care mai sunt pe aici, că nu știu ce fac, că paralizează prețurile. Păi nu, nene, atâta timp cât tu ai dat liber să faci cum vrei prețul ăla și l-ai dat liber pentru tine, pentru că e o chestiune simplă. Hai, prima dată ne-am luptat cum ne-am luptat, cu salarii care le-am avut. Acum spunea chiar băiatul ăsta de la Partidul Aur, parcă, George Simion, câți bani ai el? El spunea, uite, domnule, eu atâta și nici nu plătesc mâncarea. Păi, domnule, dacă ai ajuns în situația asta să te predai la televizor și ceilalți se pare că nu vor să accepte treaba asta, că așa este, și tu sari la cap cu tot ce se poate face pentru cei care îți vin în țară. Mi-aduc aminte că era cât face să face niște ziduri, garduri, dacă veneau sirieni, eu știu după unde. Și acum dai tot ce se poate, dar nu prea te uiți la ce ai în țară. Uite-te cam cum rezistă când îi vine factura la curent, la gaze. Uitați-vă, băi, fraților, pentru că vreți o țară, ați vrut să o conduceți. Dar nu știu ce țară se poate conduce în condițiile în care noi importăm grâu, exportăm grâu și importăm cocă congelată. Exportăm materie primă și aducem produse finite. Nici ace de siguranță nu mai facem. Exportăm petrol și cumpărăm benzină. Bine, ne trebuie gândite toate astea. Cum? Adică avem teren agricol și nu facem nimic cu el, pentru că cei care au fost deștepți, te-am spus să ne uităm în alte grădini, au cumpărat deja 65% din terenul arabil. A, și mai folosesc încă 10%. Păi ce vrei să conduci? Ce? Să negociezi poate împrumuturi. Alea pentru ce? Ca să acoperi ceva? Ca să dă în cap? Pentru că puterea a însemnat puterea de a da funcție la stat. De 32 de ani la noi, piramida e întoarsă cu curul în sus. Adică pleacă de la vârf așa. Vorbim de a da funcție la stat. Și în condițiile în care se pare că vor dispare din ce în ce mai multe IMM-uri
sau hai să zicem societăți comerciale, dar nu alea cu S.A. la urmă, deci vei deveni nimic. Deci un nimic aflat pe un teritoriu care jumătate nu e al tău. Și eu știu așa că un om care are un nume și face o familie. Familia va purta numele bărbatului, a lui. Bine, acum se practică și chestia aia cu două. Și familia aia va dăinui o grămadă de ani, eu știu, poate secole. Așa s-a clădit și țara asta, România, pe români. Da, dar unde sunt românii? Unde mai sunt? Și de ce aia care au plecat și toți se bat cu pumnii în piept, da, domnule, dacă nu intram în UE, n-aveai tu acces să intri, să te duci. Nu, tată, ne-a băgat în UE, că, tocmai de aceea ca să aibă acces acești români la munca lor de acolo. Ieri discutam cu doi băieți tineri, soți, soție, nu știu dacă aveau 30 de ani. Și întrebam, pleacă, i-a chemat fermierul în Anglia. Mă, dar ce faceți acolo? Acum. Că e o țară verde aia, țară friguroasă, țară închisă. Tot timpul ești mahmur din cauza timpului. Și duce la niște chestii de-astea de legume care, în sfârșit. Am întrebat, cum dormiți, ce faceți acolo, cum vă plătește? Te apucă groaza. Sunt convinsă. Și nici nu vreau să o spun pe aici, că mai sperii și pe alții. Băieți tineri. Și atunci s-au dat cu pumnii în piept că intrarea în UE a facilitat plecarea de colo-colo. Nu, nene, care pleca, pleca și înainte, care avea bani. Acum pleacă de colo-colo, nu ca să așa. Pleacă acolo unde îl cheamă la muncă. Și sunt mulți care au fost în 2, 3, 4 țări la muncă. Ce fac cu banii de acolo? Ne povestea băiatul ăsta. Stau câțiva într-un apartament. 4, 5, 7, 8 familii. Ca să plătească cât mai puțin chiria. Acolo chiria e cam jumătate de salariu. Cam 85-90 se vehicula de 1000 de lire. O chiria la ceva mai mic. 85-90 au trecut 30 de ani. Deci ca să plătească chiria aia, cu mâncarea nu-i problemă, pentru că o altă chestie nu-i problemă nici la noi. Da, degeaba te uiți la mine, că așa este. Păi mi se pare ciudată o astfel de afirmație în condițiile în care cu 100 de lei într-un supermarket și ai plecat. Nu, nu vorbim de preț, vorbim că nu-i problemă în sensul că există. A, clar, da. Și există extraordinar de multă. Pentru că toată chestia aia, paranghelia care a fost făcută, că nu știu ce, a fost făcută ca să se cumpere. O să vorbim și despre treaba asta. Ca să se cumpere. De-aia s-a făcut toată treaba asta. Deci nu că nu există. Va, du-te și... Dar vorbim de alți bani. Vorbim cu totul și cu totul de alți bani. Și exact ce spuneam eu ție, că n-aveam noi bani și n-aveam de mâncare, acum există mâncare și n-avem bani. Problema este destul de serioasă în condițiile în care nu se face ceva. Și dacă nu se face ceva urgent, e grav. Pentru că am zis de export. Am exportat, exportăm tot. Să-i spurți tu copaci cu rădăcină, cu tot, și să-i importi scobitori și chibrituri după un Pakistan. Nu e posibil așa ceva. Și atunci ce vrei să conduci? Că aici nu înțelegem noi, ăștia care suntem muritori pe aici, pe coale. Care-i zbaterea? Zbaterea-i votul. Și la un dat când vezi că e treaba oablă, te duci și te pitești. Unde? Nu contează unde. În cele 6 case sau 8 case, în cele nu știu câte, așa. Dar problema e ce faci cu cei care sunt totuși la vedere. Care mișună, care mai mișună. Și vorbim de treaba asta cu turismul. Deci, dacă ăștia sunt de vreo 2-3 ani de gringoladă, noi suntem de 32 de ani de gringoladă. Toți care au fost tur operatori și care mai sunt români, au făcut tot posibilul și atenție ce spun, să supraviețuiască cu cei de afară. Nimeni de aici nu le-a dat un ajutor. N-a picat la pace nici cu hotelieri, că și ăștia care lucrează 3-4 luni pe an,
ceri și pe măsa și pe taxul, dar nu. El ți-arată factura la curent, ți-arată factura la gaze. Și aici e marea problemă. Ăștia de afară au făcut tot posibilul să te bage în muie, să deschizi granițe, să te duci la ei. Că dacă nu te duci, nu te duci la ei. Chiar dacă muncești la ei, dar tot lași banul acolo. Și așa au făcut și cu turiști. Au făcut tot posibilul să te duci unde? În țările apropiate, după aia un pic mai încolo și, pe urmă, de la vest, mai la vest. Și atunci, ce mai credem noi vis-a-vis de promisiuni? Absolut nimic. Dacă un ministru iese pe 5 posturi într-o zi, spune că spune de 5 ori... Același lucru. Nu, altă prostie. Deci nici măcar nu poți să înțelegi. Dacă este altul, spune că plafonează, dacă este altul, spune că micșorează, dacă este altul, mai știu ce. Deci nu mai înțelege nimeni nimic. Și atenție, este explozia prea mare a acestor răbufniri. Măcar dacă iese unul, băi, frate, să spună concret. Am luat următoarea hotărâre. Bun, spun și o întrebare. De ce toate autostrăzile se oblesc în Carpați? De ce tot Ardealul este bine mersi cu infrastructura? Cum a trecut de Brașov, Sibiu, încolo, altă țară? Care e problema? De ce? Bun, de ce în raft? Dau alt exemplu. Pe o cafea care scrie nemțește un preț, pe o cafea care scrie românește alt preț. Și multe exemple de astea sunt. Cum n-am mama naibii acum ceafa de porc e 12 lei, 13 lei peste tot? Deci trebuie văzute toate astea, trebuie analizate. Și dacă nu se ia o decizie la nivel de seriozitate și nu vorbim de investiții, că asta s-a terminat, s-au terminat de mult cu investițiile, pentru că nu mai crede nimeni. Mai ajuns să taie o panglică la un kilometru de autostradă și după aia tot. Deci așa să știu. Dar eu vorbesc din punctul meu de vedere ca privat. Societate privată. Fără ESA la urmă. Asta mai întrebea că era și Consiliul de Administrație, trebuia să mai le dai și la ea niște bani nejustificați. Și ce bani? Și dispar. Mai vorbim în țară cu niște colegi și mai pun o întrebare de asta, știi? Bă, mai ești pe acolo? Da. Și îi pun aceeași întrebare, bă, mai ești pe acolo? Da. Pentru că ce se întâmplă? Ne-au ajutat contractele care au venit din urmă. Și ne-au ajutat mult. Și nu vorbesc că, nu știu, dădeam niște bilete de avion și alalte, parcă. Pe un sistem și să mirat. Cum, domnule, că dincolo era cu nu știu cât mai, cum mai... Da, dau după un sistem cu care am contract de vreo 8 ani, 10 ani. Și la capătul firului la sistemul acela, te întreabă dacă vorbești românește, îți dau pe cineva care să vorbească românește, spune în engleză, da. Și apare, adică apare, la telefon apare, discută cineva cu mine, care vorbește românește, dar are băgată moldovenească, aia rusească. Și întreb direct, de unde ești? Mi-a spune, din, nu știu unde. Și... sistemul ăla e rusesc. De fapt, în spatele lor sunt ruși. Vreo doi ruși tineri. Dar ce vreau să spun, că cum naiba l-au creat, că în momentul când cer, dau un bilet, eu știu, care e format din două segmente, cum ar veni cu escală, cum ziceam noi, nu durează secunda și îți dă rezultatul cel mai ieftin din lume. Deci îți dai seama cam cum poate să intre pe toate. Și foarte serioși. Te anunță orice, de nu știu ce. Dar ei au angajat oameni din fiecare țară cu care are contract. Vorbeam de noi de 32 de ani. Primul lucru care s-a făcut, s-a retras zborul spre New York. Că aveam linie directă. După care s-a retras și zborul de Beijing. Deci dintr-o dată, palmă dată turismului rău. Deci erai obligat să folosești alte companii de avioane. Motivația a fost că n-am avut aeronave. Bine,
aia trebuie să o spună cui vrea să înțeleagă. Eu știu altceva. Toate aeronavele la toate companiile din lume sunt Boeing-uri și Airbus-uri. În afară de ruși care folosesc Tupolevul lor. Și altele, au două, trei tipuri, care sunt, se pare că sunt cele mai sigure din lume ca motoare. Și toate țările folosesc Airbus-uri și Boeing-uri. Boeing-urile fac până America, Airbus-urile au la bază pe Harry Coandă, românul nostru. Bun, cel mai tare era Boeing 747-400, care avea 450 de locuri. După care a apărut A380 ăsta, cu 850 de locuri, care nu mai... Ăsta se pare că este peste tot. O țară-oraș a comandat primele 60 de nave de-astea, de aeronave de-astea. A380 Airbus-uri. Țara-orașa, care se pare că e pe primul loc în BIP, Singapore. Păi, în Singapore ce să vizitezi în afară de building-uri alea și satul la comuna aia sau ce este orășelul ăla mic, Changi, unde e și aeroportul, poți să vezi și închisoarea aia care e hotel, că acolo se duc cei mai renumiți de ăștia așa și ține bine până plătesc răscumpărarea. A, e pistă de aeroport din Changi chiar în închisoare, adică avionul intră în închisoare. Nu găsești paznic la închisoarea, dar găsești niște de alea de sârmă, vreo 3 metri în înălțime, și unul care, un afiș de la un panou, dacă ai ieșit, am împușcat. Noi nu știu de unde te împușcă. Nici nu trebuie mai mult. Și ăla a comandat 60 de nave de-astea, pentru că are zbor direct cu New York, unde-i Singapore, unde-i București. Și nu ia pe la Vladivostok. Nu ia pe dincoace, pe Europa. Dar ce a făcut? Din 850 de locuri, a lăsat numai 150 de locuri business. Restul rezervoare. 18 ore cât durează zborul, dorm, nu mai știu ce face. Al doilea care s-au repezit și au mai luat vreo 60 de nave de-astea, a fost Hong Kong. Și de acolo zbor direct pe New York, dar pe dincolo, pe la Vladivostok, cu ea așa ușor pe sus, pe trece pe Japonia, că întotdeauna trebuie să ai apropiere de mal. Și nu sunt țări mari. Ți-am zis, da, e țară. Singapore e țară, oraș. Și care guvernează sau au un contract de management cu Brunei, că la aia a fost lene să mai conducă el. Brunei are vreo 6.000 de locuitori, țara unde nu se bea, nu se fumează, deci nu găsesc sub nicio formă nimic și zice, bă, zice, ia, ocupă-te tu și de mine și monedele merg paralel și dolarul Singapore și al lui. Bun, la noi prima chestie care s-a făcut odată cu primirea aia și bătutul din palme în țările făgăduinței, ne-a luat aceste zboruri. Și nu numai asta, ne-a restricționat anumite. După aceea ne-au luat charterele alea care erau un fel de schimb de turism între state. Deci eu trimiteam, eu știu, 40, el îmi trimitea 40. Eu la turiștii lui care venea din țara respectivă 40 le dădeam de mâncare și culcam pe aici și mai le dădeam și niște bani de buzunar în limita unei sume. El la ăștia 40 care îi trimitea îi caza la aceeași unitate de stelași. Îi caza, le dădea de mâncare și le dădea și niște bani de buzunar. Erau chestii care funcționa de nu se poate. Primindu-ne, nu, domnule, poți să pleci singur, poți să faci ce vrei. Cu toate că a fost o perioadă când te duceai pe la ambasadă, spuneai dacă ai servici, dacă n-ai servici, dacă ai niște bani, ca să pună o viză de astea, duci tu câteva zile în Spania, în Anglia, sau mai știu unde. Majoritatea care au plecat în excursii în perioada aia, au rămas acolo, unde se ducea. Domnul Brătulescu, menționați mai devreme cumpărăturile acestea. La începutul pandemiei a fost criza hârtiei igienice, dacă v-ați aminte. Într-o după-amiază, într-o seară, am înnebunit cu carburanții. Acum câteva zile cu uleiul, tot așa. Cumpărăm cu baxurile.
Aseară am constatat că din toate magazinele lipsea carnea de pui, de exemplu. Ce se întâmplă? Poate într-un anumit magazin. Nu se întâmplă nimic. Toată treaba este... Atenție. Sau de unde pleacă? Care e de la ăla care vrea să-și vândă marfa. Ai înțeles? Cumpărați că e ultima bucată care o... E, așa apar și la mine companiile astea de avioane care vând bilete, știi? Vedeți că e ultimul, e un singur ori la prețul ăsta. Atenție mare, știi? Bine, noi care știm... Asta a fost propaganda. Problema care este? Mâncarea este și va fi și ne va da, cred că, eu nu știu de ce zic eu că va fi destulă. Dar prețul ți-a și în același. Dar în condițiile în care noi nu avem o siguranță alimentară, deci nu există o siguranță alimentară care e dirijată și trebuie, poate suntem una dintre, dacă nu singura dintre țările care nu avem această siguranță alimentară. Deci nu există. Nu există o formă, eu știu, o regie, poftim, că sunt regii care nu le știi nici numele și nu o să le știi niciodată, care să se ocupe de siguranța alimentară. Atunci totul este haotic. Și de-aia și prețurile sunt haotice. Uite, nu știu, aseară pot să-i dau și numele, vă dau așa, puteai să iei ce vrei. Ți-a spus și muși de porc de două palme, de 40 de centimetri lățime. Eu nu știu, n-am văzut niciodată un porc ca să fie așa cât o vacă, cât un bob. Deci găsești foarte bine. Nu contează vechimea, că totul e proaspăt. Scrie proaspăt, made în Germania, în Spania, mai știu pe unde. Da, să taie porci în avion, măcelărești, la aduce aici. Și atunci, bineînțeles că totuși totul prinde. Și chestia cu benzina. A făcut-o un 11 lei, că așa a vrut el, la Beiuș, nu știu pe unde, și a dat-o și pe Facebook treaba asta. Ieșim mâine dimineață, la 10 amândoi. Fac pariu pe ce vrei. Și ieșim în centru, în piața Dacii. Și ne uităm amândoi în sus 5 minute. Vor mai veni încă o mulțime să se uite în sus. Deci asta este efectul. Și nu de că ne va mântui numai pe noi, să știi că prinde peste tot. Și spun că prinde, știu de ce prinde, pentru că nu poate să... Eu știu chiar dacă ești român sau chiar dacă ești poftim, na, din Thailanda, același principiu este, înțelegi? Numai că aici se funcționează pe alt principiu, pot să fac ce vreau. Deci nu sunt controlat, pot să fac ce vreau. După ce noaptea aia sau ziua aia sau ce a fost seara aia, a fost nenorocirea, a doua zi facem controle, ce voi de... Deci după 32 de ani când ai rămas fără păduri, constați că ar trebui să faci ceva. Pe acum n-ai mai ce să mai... Ce le mai... Le mai dai pe alea care le mai ai pe în curte. Și problema securității alimentare este foarte serioasă. Pentru că la repezeala asta, la graba asta, nu prea știi ce cumperi. Nu prea știi ce e înăuntru pachetului, nu prea știi cum se comportă pachetul ăla, nu prea știi ouăle alea care vin de afară, au salmonela, n-au salmonela. Deci le iei repede, le iei repede de tot, pac, ești bucuros, le duci acolo în cămă. Și cum să pui tu criza, că ne dădeau cartofii polonești, aveam din Buzău care plecau în perioada asta, acum să facă contract pentru cartofi din Polonia. Când aia din Covazna te rugau la stradă să iei cartofi. Deci nu mai are cine. Mirela, deci nu mai are cine să pună în pământ cartofi, să pună în pământ fasole, să pună... Pentru că ăia pun în altă parte. Corect. Da. Vorbeați dumneavoastră despre faptul că sunt alimente și am subliniat eu că sunt scumpe. De la o zi la alta se scumpesc toate, dar veniturile, din păcate, rămân aceleași. Pentru că ăsta e zvonul. Ăsta e zvonul. Deci va fi nenorocire, va fi... Și atunci eu îmi vând ce trebuie să vând. Stocul care l-am, ăla vechiuț, cum s-a vehiculat odată că a venit carne în țară la noi și de 40 de ani. Vechiuț și după aia vedem noi ce facem. Că rămân la fel banii. N-ai de unde.
Pentru că la un moment dat te împrumută cineva și te împrumută mereu. Și trebuie să-i dai și înapoi. Și nu, du-te la orice casă de asta, nu știu cum să-i zic, de împrumut. Păi te împrumută ăla, se uită la tine, da, domnule, sunt convins că ești nenorocit, ești amărât, dar ce îmi pui gaj? Și atunci ne mai punem întrebarea de ce au plecat pădurile, de ce pleacă petrolul, de ce pleacă, pentru că ceva este. Dar nimeni n-a ieșit să ne spună deocamdată. Ce-i cu emigranții? Ce faci cu ei? Nimeni n-a ieșit să ne spună vreodată, dom'le, e vreo chestiune serioasă, faceți și noi ce facem. Toată lumea să agită că vacă va fi luat, că în concentrare va fi. Adică, dom'le, degeaba, ieși bă frate la care trebuie. Credeți în treaba asta? Nu. Pentru că, în primul rând, după părerea mea, trebuie o perioadă de instrucție, indiferent cine este. Atâta timp cât tu n-ai avut treabă cu armata, că nu știi nimic, păi ce vă... Exact cum mi-ai dat mie, eu știu, o arbaletă sau mai știu eu ce. Aia m-aș descurca, dar dacă îmi dai un automat de la de ultimă clasă, te împuși singur. Nu, aici sunt nici tot așa. Vezi că e o teorie de asta a conspirației proastă. Deci se lucrează urât. Și de-aia am spus, ce vrei să conduci? Bun, dacă eu îți dau o mașină degeaba, fără marcă, cu trei roți, cu un sfert de volan, fără perne, la șoferul ei, noi cam în felul ăsta suntem. Și atunci problema este destul de serioasă vis-a-vis de ce se... Pentru că țara, fie clar ceea ce spun, a fost întreținută din TVA, din impozite date la primării și de societățile comerciale private mici și mijlocii. Cine nu poate să înțeleagă treaba asta, nu trebuie. Dar aceștia pompau în bugetul de stat 75% din PIB, care acest 75% asigura pensiile, salariile și ajutoarele sociale. Restul, deci nu mai se punea problema de investiții, că n-aveai. Restul constituia un fond de rezervă. Fondul ăla care rămânea era ca să acopere dobânzile la împrumuturi puțin acolo așa. Pentru că noi nu putem să discutăm la ora actuală pentru a face ceva sau a ne reveni, nu știu, poate dintr-un somn profund, măcar o oră să stăm luciți, decât cu cash flow. Adică cash flow înseamnă ăla care l-ai în buzunar și ăla nu există. Și vorbim de cei care sunt pe margine, care sunt pensionari, care practic este clasa cea mai terminată. Nu vorbim de pensiile alea de... Vorbim de pensiile alea speciale, de 100, 1000 de lei, de 1500, alea pensiile speciale. Și vorbim de treaba asta, aici e problema. Dar nu se ține cont. Știi, că era francezul care spunea la ghier com la ghier, la război ca la război. La noi nu e război, dar e mai rău, probabil. Zic eu pe undeva, având în vedere că este alimentată situația asta destul de rigid și destul de alternant, adică la o oră, două buletine de știri, vezi, Doamne, că l-a făcut, că l-a adres, că nu știu ce, cum și în ce fel. Că... Dar vezi, niciodată n-ai să afli ce înseamnă capul un Messi. Sau ce se discută la o masă rotundă. În schimb, vehicularea asta a omului cu zvonistica asta nenorocită este foarte periculoasă. Și este periculoasă mai ales pentru cap. Și periculoasă treaba va fi pentru copii între, eu știu, până la 16-17 ani, 15-16, care au trecut prin nenorocirea cu pandemia, cu cursurile alea online, care alea s-a făcut degeaba sau așa ca să se vândă tablete de alea așa la greu, cu măștile alea care s-au vândut și cu 30 de lei bucata și acum le găsești pe toate tomberoanele. Deci toată treaba a fost pe bani și este încă pe bani. Dar banii din pandemie au plecat din buzunarele oamenilor. Clar. Și pe teste, și pe denorociri. Și pe... Au plecat din buzunare. Ei, acum banii din care sunt acum sunt care sunt pe un ștat de plată care câștigă, care mai de care, că citeam azi o chestie care m-a surprins, că nu mai ai voie să folosești munca la negru.
Bă, voie n-a fost niciodată. Nu, voie n-a fost niciodată, dar cedeam că e o chestie, nu știu ce, legiferare. Păi, nene, spune și mie, este un motiv pentru care rămân fânețe necosite? S-a folosit vreodată muncă pe stat, de plată, ca să cosești o fâneață? Nici statul n-a folosit-o. Unde e Hergelia, Cizlău, cu minte în Hergelie, în dreapta, erau niște depozite militare. Depozite. Cum era, de exemplu, la Mărunțișul, depozit de apă. Deci, o rezervă de apă. Vorbeam de securitatea alimentației, care nu există la noi. Erau rezerve de carne, rezerve de apă, rezerve de care se foloseau în cazuri de-astea urgente. Și deasupra, deci, depozitul ăsta de armament, de ce era acolo, că oricum când treceai cu mașina cu Dacia pe șoseaua națională și avea aparatul de radio deschis, se burea, deci nu mai auzeai nimic la aparatul de radio până treceai în acest loc. Acolo erau oameni care coseau în fiecare an fâneața de deasupra, pentru Hergelie. Dar terenul era al unității militare. Și de regulă căuta pe aia chipurile să fie membri de partid comunist, că erau, știi, erau plătiți aia pe undeva cu ceva. Sau dacă eu aveam 10 inci la coasă, trebuia să fac un ștat de plată sau ce. Deci, probleme de-astea, probabil, care, știi, să joacă unul la birou, știi, cu un parker, și probabil că ține întins invers și, pe urmă, îl sucește și zice, hai să mai facem ceva, domnule, că e binevenită. Și de-aia sunt prea mulți ani de când s-au întâmplat și ce se întâmplă. Ca să prevezi o schimbare de măcar o oră, două, trei în bine, având în vedere ce se întâmplă la ora actuală la noi, și având în vedere că trebuia un pic clarificată situația asta a politicii. Citeam astăzi de nu știu care, că s-a plimbat pe vreo 6 partide, 8. Dar, nu știu, dar la intrare într-un partid nu te întreabă, de doctrină, de statut, de ceva, trebuie să... Da. Cred că nu. Da. Ba da, că înainte te întreba, de exemplu, ce-i partidul, ce-i cotizația. Da. Și trebuia să spui, domnule, cotizația este, nu, legătura dintre membru și organizație. Știi? Și atunci am pus o întrebare, zic, băi frate, dar ce e secta? La care doar și A, așa că răcătoșul. Uite la mine, adică acum. Da, secta e același lucru. Cel care cotizează la o anumită grupare e sectant. Da, tot așa este. Ei, bun, asta e altă treabă. În sfârșit, și de-aia spun vis-a-vis de ce se va întâmpla. Oricum, singura chestie care pe mine mă... nu mă derutează, deranjează un pic așa, mă face să devin trist din toate punctele de vedere ale formei astea de turism al românilor. Ce-au făcut ăștia, mă, de îi aduc pe ai noștri de aici acolo, îi duc acolo, dar îi duc. Dacă se ceartele pe turci, acum din două în două zile. Păi Egipt nu mai vorbesc, avem plecare acum, săptămâna asta, duminică spre luni. Țară, bă, Egiptul, bă, frate, cu pământ în Cairo, stres cu pământ în Cairo, da. Mă duc să văd piramidele. De uite, bă, tu te duci la un etaj, la etajul 10, într-un hotel, tu la el acolo, îi faci, nu mă duc acolo, eu vreau să intru și în el. Da, nu contează. Ce-au făcut de duc și ce nu putem noi face să-i aducem pe alții? E, aici e problema. Nici nu să putem în condițiile de astăzi. Și cea mai mare problemă e, și cea mai bună ar fi, nu, așa, să aduci pe aia de acolo încoace, nu din Egipt sau mai știu eu de ce. Pe aia dacă vin să se însoare eu așa odată, două pleacă înapoi în sfârșit. Pentru că sunt țări în care te duci numai iarna. Sunt țări în care te duci numai vara. Sunt țări în care te duci primăvara. Și atunci noi avem variantă să-i aducem
primăvara, vara și chiar puțin din toamnă, pe mulți. Și aduci, și e suficient să-i duci odată în delta, dar în delta aia, care, nu care e acum, că acum, după ce au scos peștele de 30 de ani tot timpul, cu ajutorul localnicilor, cu curent electric, l-au curentat de la zăpăcit, după ce au dus caii din Letea la Plășcoi, după ce au tăiat pădurile de la zăpăcit, nici plauri ca lumea nu mai sunt pe acolo. Deci, în momentul când ai curentat peștele, iese la suprafață, mai ales la fără solzi. Dar ce-i mai trist, că nu mai face, nu mai există puiet după aceea. Și cât ar fi de pește, ce face? Noi ziceam înainte cu ea la vale. Nu, că la vale se ducea la mare. Și nu-i place sărătura, o ia înapoi, ca în bec. Începe să urce. Și unde urcă? Urcă mai încolo. Îi dă în cap și pe la Giurgiu, îi mai dă în cap și pe la Severin. Trece dincolo. Se duce și el unde e protejat. Unde îl prind și dai drumul în apă. Nu unde îl... Mamă, 80 ceva de chile de crapă, am prins și nu știu ce. Bun, și ce ai văzut el? Și asta ți-o spune un pescar care împătimit, da. Și un mare pasionat a ceea ce a fost cândva delta. Da, bineînțeles. Nici nu știu, delta ca pe buzunare. Toate canalele poți să le desenezi și le... Și atunci îl duci. Dar fă de așa natură, bă, frate. Revigorează. Și se poate. Eu am și scris ce se mai poate face. Și cu ajutorul cuiva, nu știu, cineva punea o problemă de ce vor copiii dacă în război. Cu cine poți să faci ceva? Deci tu cu localnici. Bun, dar localnicii ce fac? Că în delta nu mai sunt localnici. Spune, nu știu dacă ți-am spus ție vis-a-vis de Uzlina că mai era un singur localnic. În schimb erau căși peste căși, deasupra alte căși, prăvălii peste prăvălii, intrai cu barca până la bar. Dar nu erau de acolo. Erau ba din Turcia, ba din București, dar majoritatea din București. Și era un singur patriot care mai rămăsese pe acolo, un cetățean localnic care avea 84 de ani și nu mai avea pe nimeni să stea acolo. Atunci, ce găsești? Cum sunt reclame în delta Dunării, de ce este reclamă? All inclusiv. Rămâi tâmpit, numai când vezi treaba aia acolo. Păi bun, boli inclusiv sunt legate de chestia aia. E ca un resort. Te duci la plajă, faci baie, vii, mănânci. Păi acolo trebuie să vezi. Tot timpul trebuie să te miști. Dar vezi, tu prinde. Prinde, da. Pentru că asta e. Și vis-a-vis de ce se întâmplă acum, deci noi ar trebui să ne luăm niște măsuri de siguranță, de securitate, nu să începem, să ne uităm dacă avem de la apărare locală la întâlnire, dacă... Dar la ce mai e valabilă apărarea locală la întâlnire, că aici, sper că la Buzoi, la subsol. E vorba de un metru distanță dintre șosea și cei înăuntru. Păi nu se face așa. Adică nu se face, sau probabil că așa se făcea. Dar ți-aduce aminte după 60 de ani sau cât de la război? Deci nu. Și ne încurcăm cu tot felul de chestii de-astea. Deci nu mai punem problema de o infrastructură, să o creăm din, să o luăm iar de la zero. Nu. Se merge pe ce este. Măcar să dea Dumnezeu să termine podul ăla de la Brăila, să termine mai știu care, care mai fluidiza treaba. Dar problema e destul de serioasă vis-a-vis de chestia care este acum când stăm de vorbă la noi. Deci se alimentează nenorocirea, se alimentează nesiguranța, se alimentează traiul rău, se alimentează, vai de mine, vezi ce va fi în primăvară, va fi, dar datorită cui? Bun, au găsit soluția asta. Dom'le, dacă nu avem, nu mai putem mări salariile, deja mi s-a sărit în cap, s-a dat acolo la pensie, știu cât s-a dat, 1 milion de lei, 100 de lei, cum e, așa. Dar aia n-a fost soluție, în momentul când tu imediat te-ai dus cu liberalizarea prețului, care n-a făcut-o nimeni, decât guvernul, clar. A dat verde, dai drum. Pentru ce? Bine, noi avem salariile astea. Cum, de unde mai luăm? Avem astea. Pentru
pentru că grosul e acolo și pe lângă ăștia de acolo mai sunt și vreo 9.000 de demnitari. În țară. Nu vorbim de aia de afară. Și atunci, normal că totul se rezumă la cash flow. Nu mai vorbim de recensământul ăsta care se pare că nu este recensământ și care va fi un formular de așa natură încât dar ăsta sigur, recensământul ăsta nu e dirijat dinăuntru, nu e comandat de aici sub nicio formă, cred că este un fel de dispoziție primit, un fel de ordin primit de afară, pentru că dacă te uiți pe formularistica aia, pe chestionarul ăla, ăla nu se rezumă la tine, la mai știu ce, se rezumă la cei care au cășile astea peste căși deasupra alte căși, cei care, ăia care nu știu să semneze statul pentru că n-au când să semneze și n-au de ce și primesc banii pe card și cardul nu știe de el de 15 ani sau depinde câte legislaturi a avut, pentru cei care, vorba lui Howard Hawks, ăsta care unul care a fost cel mai mare bogătaș din lume odată, și regizor de film. Și i-a pus o întrebare, dom'le, cam câștigați așa, zice, dumneavoastră, pe zi? Și ăla s-a uitat la el. Și nu știu, am 800 de contabili, și când ora asta poți să pierd nu știu unde ce, așa, pe ora următoare poți să... Așa. Și povestea un șofer, mă dădeam în alta, șofer de taxi. L-a luat nu știu pe unde, era în tenis, așa amărât și la final l-a dus într-un hotel din Las Vegas și a cerut și o monedă de un sfert de dolar să dea un telefon. Și s-a trezit cu 16 milioane de dolari. Că s-a împărțit testamentul, 16 părți, a câte 16 milioane de dolari. Și șoferul ăsta s-a trezit propria... Așa. Deci problema e cu totul și cu totul altceva. Deci nu era vorba de ăla, era vorba de cei pe la noi, pe aici. Și... Sigur, sigur, formularul ăla nu va fi dus la capăt. Ceva se va întâmpla, că condiția este să-l completezi tu online. Și să știi să completezi. Și să vrei. Și nu aș vedea eu pe nu știu care până așa să... Dar e foarte interesant. M-ați făcut da. Curioasă, domnule Brătulescu. Nu, noi am avut astăzi, l-am primit și ne uitam pe stel așa și... Chiar mai și râdeam vis-a-vis de anumite întrebări. Că sunt întrebări puse și nu spuse. Deci le e lămurită treaba că cetățeanul invizibil care mai dirigează viața noastră a trimis treaba asta și nu numai nouă. Am înțeles. O să vedem. O să mă uit și eu peste ele. O să vedem despre ce este vorba. Domnule Brătulescu, ca de fiecare dată, discuția a fost una extrem, extrem de interesantă. Însă, din păcate, timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. Abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare, pentru că următoarea întrebare pe care vreau să vă adresez, dar va fi de actualitate și săptămâna viitoare, era care este următoarea etapă a războiului dintre Rusia și Ucraina. O să vedem. Toată treaba va depinde de al treilea. Am înțeles. Dezvoltăm săptămâna viitoare. Și normal că este vorba de probabil o altă carioca care va desena, dar oricum cineva va trage șfuri. Pentru că nu se poate, prea lentă treaba, de la o zi la alta dată se moare. Aici e problema. Exact. Orice încetineală este greșită. Deci orice oră pierdută este moarte pentru unii. Și atunci, indiferent cine întreține treaba asta, cine întreține focul ăsta, nu e bine. Indiferent de ce natură este. Și trebuie cumva plecat și de la cel care a generat toată treaba asta, chiar dacă asta a fost începând cu 85. 1985, da. Vom dezvolta mai multe săptămâna viitoare. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea și vă doresc o seară plăcută în continuare. Să rămâne bună seara și tuturor celor care s-au uitat la noi, să uită și în reluare. Și multă sănătate vă doresc în primul rând și multă liniște, cât de multă liniște și să se plece de lângă televizor. Doamne ajută! Doamne, da, să rămână lângă televizor atunci când suntem noi și pe jurnalul Campus TV. Să plece de la știri. Așa.
Mulțumesc încă o dată, domnul Brătulescu. Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. În continuare rămâneți în compania colegului meu Adrian Băscă, după care ne revedem la jurnalul Campus TV la 19:30. La revedere!